este o tragedie profundă și cutremurătoare. Tatăl și fiica sa și-au pierdut viața într-un act de curaj și sacrificiu, încercând să se salveze reciproc în timp ce se scăldau în râul Buzău. Faptul că tatăl și-a pus propria siguranță în pericol pentru a-și salva copiii arată devotamentul și dragostea părintească profundă. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor sale eroice, el și fiica sa au fost amândoi luați de curent și nu au mai putut fi salvați. Bărbatul de 36 de ani venise la scăldat pe râul Buzău, împreună cu trei dintre copiii săi și cu un altul din zonă. Atunci când a observat că fata și fratele ei dau semne că se îneacă, tatăl a intrat repede după ei. A apucat să-l salveze pe băiatul cel mic, după care a dispărut în apele râului, odată cu fiica sa. Oamenii din zonă spun că cel mai probabil aceștia au nimerit într-o groapă făcută de excavatoare în albia râului. În acea zonă există mai multe locuri unde adâncimea apei depășește 4 metri. După mai bine de o oră de căutări, cei doi au fost găsiți, foarte aproape de locul în care intraseră în apă. Tragedia subliniază pericolele ascunse ale locurilor naturale de recreere, în special în zone neamenajate sau în care adâncimea apei variază brusc. Este o miustrare dureroasă despre importanța cunoașterii condițiilor locale și a respectării măsurilor de siguranță. Mai ales atunci când se desfășoară activități în apropierea apelor.